Lucas da Silva, brazilianul, altfel senator de drept în apărarea Astrei, este în continuare indisponibil. Cheroni respinge greșit și șutul lui Mârjulia, gol! Gol, 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 Astra! Minutul 11! Filip Mârjuliac nu marchează des, dar iată când o face, ridică spectatorii și telespectatorii mai ales în picioare. 1-0, gol marcat de căpitanul Astrei, care a beneficiat de o pasă înapoi a lui Alibec și a șutat fără speranțe pentru Lungu. Gol marcat la colț, șut pe jos, la firul ierbii. Costel Enache face un gest prin care apreciază inteligența jucătorilor săi. Alibec, altruist, trimite înapoi, revedem Radunovic, trece de un adversar, centrează, mingea este respinsă de Cheroni, Alibec de pe semicerc așează mingea pentru șutul foarte bine plasat, exact lângă rădăcina barei al lui Filip Mârjuliac, care se află la primul gol marcat în campionat în tricoul Astrei. Nici în sezonul trecut Mârjuliac n-a înscris, a făcut-o acum. Un gol care însă este extrem de important pentru omul venit de la Locomotiva Zagreb și care a mai jucat în fotbalul românesc la Pandurii Târgu Jiu. 1-0.